Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la Vocea Străzii și am venit să întrebăm românii ce ar face cu 1 milion de euro. Haideți să-i întrebăm! Ce ați face cu 1 milion de euro? Ce să fac? Mi-aș face o casă și aș trăi liniștit până la bătrânețe. Cam asta este tot ce aș putea face. Ce n-aș face? Nu știu dacă aș mai munci, aș călători, aș disfruta și aș vedea lumea asta întreagă, pentru că asta este, disfrutarii lor mai principal. Dacă aș avea 1 milion de euro, sinceră să vă spun, aș ajuta copiii care sunt în România și cu tristețe, pentru că aici în Spania s-au auzit foarte mult de copii care s-au dat emisiuni, cum trăiau în orfelinate, aș ajuta. Și poate și cei în vârstă au nevoie, cei de la sate, cei care nu au. Nu știu, dacă ar exista ceva, într-adevăr, să ajungă la ei, sinceră să fiu, i-am ajutat. Și de aici, datorită bisericilor din Spania, că avem preoți foarte buni și, într-adevăr, s-au donat, s-au trimis. Și când este nevoie și știm că ajunge la ei, chiar să ne cereți acest lucru. Cu 1 milion de euro. Oh, Doamne, nici nu m-am gândit la așa ceva. Greu de spus. Mai bine să nu l-am. Sunt mai fericită. Nu știu. Nimic. Ce poți să faci cu 1 milion de euro? Nu știu. Nu știu ce să vă spun. Ce ai putea face? Strici. Consumi. Nu cred că aș face mare lucru. Banii, cum am spus mai devreme, nu aduc fericirea, dar cât de cât o întrețin. Dar i-aș folosi pentru bunăstarea familiei. Nu mi-aș lua case, nu mi-aș lua mașini, nu aș trăi în lux. Atâta timp cât pot să ofer o bunăstare, nu cred că aș avea nevoie de mare lucru. La această întrebare nu știu să răspund. Momentan nu știu să răspund. Chiar nu m-am gândit niciodată. Cred că aș face ceva, un viitor copiilor, în primul rând. Altceva. Distracție? Nu. Distracția înseamnă să ieși sfârșitul de săptămână cu familia, cu prietenii și cam atât. Ce aș face cu 1 milion de euro? Mi-aș opri un pic pentru mine și în rest, dacă aș putea, aș salva animale tot ce se poate. Persoanele pot să producă singur bani și să se rezolve, dar vietățile ce le avem pe pământ n-au cum să se apere. Cam asta. Ce aș face cu 1 milion de euro? O grămadă de aici, nu în România. În România nu fac nimic. Nu vreau să fac în România nimic, că nu are rost. I-aș avea 1 milion de euro, aș da și la săraci. Dar bine, la săraci care văd, din ăștia care vin să cercească și... Nu merită.